Salutare, tovarăși! Și bine ați venit la încă un set de World of Tanks! Pentru români, pe MechWineLad, cu MechWineLad, Palor, adică eu. Tier 10 și XBMU se... Nu știu, face ceva probleme, nu ceva probleme. Încercând să mă conectez, găsea, căuta mod, update-uri pe care nu le găsea, tot felul de porcării de what. În fine, în primul și în primul rând... Ne frate, ce mă duc aici? Pot să mă duc acolo? M-am gândit la rugămintele de a juca cu alții, cu subscriberii mei. Și am zis, am hotărât după o discuție interesantă cu cineva pe TeamSpeak, că meritați o șansă, așa că, ca urmare, în urma și rezultând, ce interesant, trebuie să-mi trimită 3 replay-uri cele mai bune pe care le au începând de azi, pe săptămâna asta, și cei mai buni 2 oameni o să joace cu mine. O să primească un invite în Pluton săptămâna viitoare. Trebuie să trimiteți, deci faceți upload la replay-uri. Nu mai tăi se patru, nu da mine. Au, mă, tot de Panther. Deci vreau să faceți upload pe serverul oficial de replay-uri. Și apoi să-mi trimiteți link-ul la replay. Nu trimiteți replay-urile, tot fișierul de replay-uri. O să mă uit la cele mai bune, cum am zis. Și probabil o să fac un episod în care fac un post comentarii, un comentariu după fapt pe replay-urile cele mai bune și mai interesante. Și apoi, cum am zis, săptămâna viitoare dau între cei mai buni, între cei oamenii cu cele mai bune replay-uri, o să fie invitați în Pluton. Dacă sunt timp, oricum o să vorbesc cu ei pe mail sau pe Yahoo sau pe TeamSpeak sau pe YouTube. Vedem, noi ne descurcăm cu astea. Ce o să aveți nevoie? Deci, 3 replay-uri cele mai bune. Numai din săptămâna asta, pe care le faci săptămâna asta. Nu scoateți din arhivă. Oh, a fost odată bun și eu am de alea. Dar n-am, oricum nu o să pot să le văd pe majoritatea, pentru că sunt prea vechi și nu sunt versiunea actualizată. Și, na, cum ziceam, toată lumea are replay-uri bune. Da, și o să vă trebuiască TeamSpeak 3. Nu trebuie să aveți neapărat microfon, atât încât puteți să mă să ascultați. Da, ok. Și cam atât. Apropo, am intrat în romcom. Pentru că e un clan de prieteni în mare parte. Deci nu mai accept invitații de clan. Oricum, eram doar mascotă, deci n-ați pierdut nimic. Deci, un sumar, încă o dată. Jingles, Ion. Trimiteți link-ul la replay-urile uploadate pe site-ul oficial de World of Tanks de replay-uri pe mcoinlat.palora@gmail.com. O să pun toată informația asta în descriere, deci nu vă bateți prea mult capul cu ele. Și ne vedem atunci. Bun, asta am vorbit, ce mai avem? Milioane, milioane, câte mai... ce grasnic mi-e vehicul ăsta. Așa, War Thunder. Am dat mult War Thunder în ultimele 4 zile. De vineri până azi, inclusiv. M-am trezit azi la 4 dimineața, că așa funcționează. Cam tare muzică? Că așa funcționează... beta-ul de War Thunder are anumite momente când e pornită, nu e non-stop ca pseudo de serverul de World of Tanks. În mare nu cred că o să pun înregistrări de World Underground foarte curând, jocul încă nu e optimizat, ceea ce e și normal, având în vedere că e beta, deci pot să mă joc bine pe el, nu cred că pot să mă înregistrez cu frame-uri normale.
Plus că trebuie să-mi bat prea mult capul cu NDA-ul, Non-Disclosure Agreement, adică înțelegerea în care eu nu spun prea multe informații. Așa că nu o să-mi prea bat capul cu el, nu o să fac înregistrări în curând. Dar o să vorbesc cu el despre el și o să compar uneori când mai joc World of Tanks. Doar am apucat să văd cum e. Am ajuns să-mi iau un Tiger, care e cel mai puternic heavy deocamdată în War Thunder. T-34, Panzer 3A, tot felul de panzer, versiuni de panzere, tot felul de versiuni de T-34. În mare parte îmi place fenomenal de mult. Jocul se simte complet diferit de World of Tanks. World of Tanks e arcade, da, OZN-uri. War Thunder se simte foarte realist, chiar pe versiunea de arcade. Da, s-a obișnuit cu zoom-ul de la War Thunder. Se simte foarte bine, se moare extraordinar de repede, o lovitură bună și ești mort. Este bătălie de garaj, deci poți să pierzi două tancuri medii sau un greu. Adică același tank de două ori sau o dată medii. Depinde de unele tancuri au o singură șansă cu ele. De obicei heavy-urile, Su-152-ul, Tiger-ul, IS-urile. Te-ți ghirea, mătii. Hai. Ne-au căcat. Ne-ascunde. Vă place cum m-a penetrat o porcărie de 100? Da, nu-mi place. Armura contează mult mai mult în War Thunder. For fuck's sake, e un stay. O să fiu atent la stay-ul ăla. Doar că nu știe să tragă. Okay, mă dau în spate, că n-am tunul bun. Adică am tunul bun, dar n-am tunul care trebuie. Un tun imprecis. Cum ziceam, e beta, încă multe din chestii sunt neterminate, neimplementate. Sunt puține vehicule, dar sunt toate distractive. E și extraordinar de frustrant uneori jocul, adică când dai ghinionul să dai nas cu ceva extraordinar de mare sau nebalansat deocamdată, care te omoară într-un shot, nu prea e distractiv. Sunt multe șanse, multe situații când dinamicul refuză să moară. Da. Beta. Beta e beta. Asta fiind spus, cum am zis, îmi place enorm de mult jocul. Pur și simplu se simte genial. Are mai multe moduri, realistic. Unde? N-ai, ce treacu' e acolo? What the fuck? Realistic, simulator. Opa! Bad shit, poli. Penetrează în tun și nu... Nu pot să trag până alea. Se simte mult mai bine, mult mai greu, mult mai adevărat decât War Thunder, decât World of Tanks. Și îmi place la nebunie. O să uită la mine? Nu, no, o să moare. Și nu are la fel de multe chestii enervante ca World of Tanks. Are niște chestii extraordinar de enervante, dar nu la fel de multe. Și de obicei un jucător bun poate să facă treabă de 10 ori mai bună decât cineva care abar n-are. Sunt și avioane. Tizgura, mătii. Leopard cu hit. Și da, în mare parte o să mă cu mult timp cu War Thunder, dar am destul timp între seturile de beta încât pot să dau și altceva.
Dacă aveți întrebări despre War Hunter și nu sunt despre bug-uri, lăsați-le în comentarii de jos. În fine, hai să jucăm. Serios, acum... nu prea am chef. După ce am dat War Thunder, de ce aș mai avea chef? Sunt convins că War Thunder Ground o să măture cu World of Tanks. Dacă... dacă îl fac cum trebuie, dacă repară bug-urile, dacă optimizează. Dar chiar și așa jocul e mai optimizat decât World Thunder. Decât World of Tanks. Surprinzător. Dar, na, încă-s bug-uri și chestii. Aici avem Standard Bar la Cliff. Tier 10. Mai tier 10. Da, da, și nu are matchmaker chiar atât de stupid. Că de obicei Panzer 4 se bate cu T-34 și poate sub 122, Tiger și Panther se prindă T-34-85 și sub 152, KV-85, IS-1. În mare parte e balansat jocul. Și se simte când tragi, nu? Bang! Bang! Da. Încerc să fiu cât mai vag posibil, da? Nu vreau să fiu banat din beta acum, după ce abia am intrat. Vezi, 131. A, da, și nu prea stancuri fanteziste. Ok. Jesus fucking Christ, termine cu spam-ul. Retardule. Vezeule, vezeule. Ai un bad shot. Trebuie de noastră freacă menta. Dar, idioți, jucători idioți peste tot. Aia și iată un mătii. Cum, Laura ta nu vezi, cred că... Oh, nu. O să fim atenți la altele. Aha, da, fucking staun. Trebuie să mor ceva. Da, bineînțeles că a rămas cu 4 hit points. Trage cartierea noastră freacă menta. Și mi-a futut și turela. A, trage cineva în el? Nu, no, ce să tragă cineva în el. Ah. Da, am fost bombardat de IL-2-uri în War Thunder. N-am fost plăcut, am doborât un IL-2 cu Panzer 3, cu tunul principal. Sunt antieriene în joc, una deocamdată, dar o să fie mai multe. Cum ziceam, beta e beta, dar ce am văzut până acum, ce am jucat până acum, se simte grozav. Am stat de la 4 dimineața până pe la... 2 și am tot dat War Thunder. E fantastic. Și nu are tancuri invizibile, nu are spotting mechanics la fel de retardate ca World of Tanks. Unele modul de joc simulation nu are nume deloc. Deci vezi inamicul doar pe hartă și trebuie să-l cauți cu ochii tăi să vezi unde e. E bun. Tot ce ați învățat un World of Tanks nu o să meargă acolo decât weak spot-urile. În fine, e bun, dacă aveți șansă să intrați în beta, nu o ratați. Dar dacă vă place World of Tanks mult, s-ar putea să nu vă placă War Thunder deloc. În altă ordine de idei, am vorbit cu niște amici și am ajuns la concluzia că 110-le chinezesc nu se merită, deci nu o să iau IS-2 iar ca să fac grind pe 110. E cam atât, cam astea au fost concluziile săptămânii trecute. Weekendului. World Thunder e genial, World of Tanks e cam enervant în continuare și are probleme, 110 chinezesc nu se merită și cine vrea să joace cu mine ar fi bine să facă replay-uri ca lumea. Inițial m-am gândit să vă iau după rația de victorie, dar am zis totul să fiu mai corect de atât, mai puțin, să nu fiu un măgar chiar așa de mare. Nu toți au skill-urile mele, nu toți am norocul meu pe care eu nu l-am, inexistent. Așa că, cum am zis, 3 replay-uri și bune,
13 bune, cele mai bune și cei mai bune, oamenii cu cele mai bune replay-uri în medie de 3, nu că aveți două de căcat și un replay bun, înțelegeți? În fine, vedem, deja bat câmpii. Așa, Live Oaks cu artilerie, bineînțeles cu artilerie, M103 cu turela stupidă. Da, concluzia la M103 e plin de weak spot-uri, weak spot, weak spot. Totinelul la cupolă, weak spot. Turela, clar, toată partea asta de aici, weak spot. Obrajii sunt un weak spot. Cutia asta de aici e un weak spot. Plin de weak spot-uri, m-am uitat în Tank Viewer și nu mi-a plăcut ce am văzut. Plus că n-are depresie de tunat de mare. Partea asta, 120 armură, da? Deci nu-i de minare că-s penetrată tot felul de porcărie pe deasupra, care trag din unghi, îmi șterg armura de sus și oh, penetrare! Nu, dacă aveți 32, nu mergeți mai departe, nu se merită. Sunt extraordinar dezamăgit de tankurile americane. Poate dacă îi fac upgrade ca lumea, dar mă îndoiesc. Deja am turnat cea mai bună și jumate din problemele de care le-am avut când a fost penetrat, a fost în față. La unghi. Deci, oh, căcat. Nu, căcat ca artilerie. Și o căcat că ăștia freacă menta, ca de obicei. A, da, urechile astea, weak spot. E plin de weak spot-uri. Joc cu el că n-am altceva cu ce să joc, care se mai fac grind, știi? Ca să n-ați observat, prefer... Țarul... Gun depression-ul de râs. Prefer să dau cu ceva care să facă ceva, da? Și eram sigur. Am sigur că Dart era pe mine cu toate care are 7 tankuri în odată. El m-a penetrat, eu nu l-am penetrat, deci... În același loc. Nu e bun. E extraordinar de imprevizibil. Ați văzut unul a penetrat? Nu l-am penetrat în cupolă, dar l-am penetrat acolo, da? Penetrat iar. El a făcut bounce. Nu e consistent. Tă-s gura mătii de artilerie. Și m-a reparat degeaba. Porșule, ce vrei, Magolo? Stai, ce? Dani Sit, D1BS. Prea român. În fine, el a jucat bine, eu și am jucat bine, artilerele lor mi-a dat două lovituri, artilerele astea au frecat menta și suge până. Ce bun. Și pe echipa mea au frecat menta, Borșul stea în spate, te dau în spate, în loc să dea în stânga măcar unde putea să tragă, nu. Îl făceam, consider eu, dacă nu trebuia să-mi iau artilerie. Apropo, l-am făcut elite, what the fuck. Bine, aproape elite. Ce mai avem pe garaj cu care vreau să joc? Nu. Am tot felul de tier 1 și tier 2 ca să-mi țin echipajul, că mi-au loc în baracă și nu o să dau bani ca să-mi iau loc în baracă. Jack Panzer, însă încă în premium. De ce nu? Măcar nu e artilerie. Limber Gunfire. Da, o să fac sniping cu el. Nu merge să mă bag în prima linie cu el, că e prea expus, prea multe weak spot-uri. Mă penetrează în lateral la Gun Mantle. Dacă ai putea să zici că la Gun Mantle. Așa că suntem în spate. Cu titling când avem artilerie, putem să facem ceva. Și la reload-ul nostru, nu. De obicei o să vadă acolo, nu? Primul. World of Tanks? Mai prea în spate.
Este un joc de anticipare, trebuie să anticipezi unde vine nemicul și trebuie să fii pregătit. War Thunder e un joc și mai mult de anticipare, pentru că îți ia atât de mult timp să puiți, să stabilizezi ținta pe inamic când l-ai văzut, încât cineva care deja te așteaptă o să fie deja stabilizat. Și unii oameni ar putea să zică că încurajează campingul. N-am avut probleme cu campingul. Să vede opul. Deci sunt oameni care campează. Sunt idioți care campează în orice joc. N-am avut probleme foarte mari, am reușit să fac flancări cu Panzer 3-uri, cu Panzer 4, cu Tigere. Ce distractiv e să ieși cu Tiger în spatele Unise, să vezi cum se panichează. Nu-mi dau seama dacă a nimerit unde trebuie. Teoretic trebuia să penetrez, practic. Da. Practic, numai alții mă penetrează pe mine, eu nu. Se vede, da, cealaltă porcărie pe care nu reușeam să penetrez deloc. I-am dat, dați și voi, apa, o să stăm la unghi. Am impresia că m-au văzut. Suspectez eu așa ceva. Sau nu? Ori nu m-a văzut. Deci, să zicem, ar fi probabil. Prost a dus, foarte prost. Vedem un Jagdpanzer. Să vedem alt Jagdpanzer. Să fiu atent că nu vreau să-mi iau box de la Jagdpanzer. Ok, amicul a venit și prefer să dau un amic. A fost pătuit, ha? Ce prost s-a dus! Fantastic de prost și m-am văzut. Stăm la unghi și sperăm că nu ne dă în Under Armour. Cred că am luat amora acum. Ce? Tot nu m-am văzut. Bun, e mort. Trebuia să mă duc în spate. Cred că ar fi bine să mă duc în spatele aia cu Panzer. E o să... Cu viteza mea! În War Thunder. Tiger e un tank superb. E atât de genial. Nici de cum porcăria de în World of Tanks. Da, Dita mai e spatele. Trebuia poate să nu mă duc. Hai, chiar la... 34 să fie o problemă? Au și un iac Tiger în spate, direi. Sper să dau un iac Tiger. Ok, unul e bun. Nu pot să ies că e T95 în dreapta. Trebuie să fiu atent la asta totuși. Și să păstrez distanța. Iac Tiger o să vină în dreapta. Și o să moară. Sau o să mă omoare. Și acum trebuie să fugim că sunt înconjurat. Se poate trage pe acolo? Da, am pus-o. Decât dacă este prost. Și e prost. Trebuie să fiu totuși atent la ăla. Noi ne grăbim. Că după aia da, avem un reload de murim. Fiu atent pe unde ia panzerul lor. Nu, a murit ăsta aici, bun. Rămas de 95 uși, cu lateral la mine, urmas iac panzerul lor, lateral la mine. 3 kill, 33 de hit points rămase. Dar ăștia se pare că au uitat că eu exist pe aici. Și dacă... Sper că au uitat.
mă că l-am văzut, what the fuck. Areclu, măsa. Tu-s gura mătii de tun. Shot perfect și l-am ratat. Merit aici undeva. Spotting un War Thunder funcționează în felul următor. Apar pe hartă și în modurile care au această opțiune, îți apare numele deasupra capului. Și asta e o măsură temporară, am înțeles eu. Era un Jagdpanzer aici. Era și nu mai e. Din păcate, echipa noastră frica mea. Nu, no, pizda, măti, bă, de ce nu te duci unde trebuie, mă? Băga mi-aș pula măta de tun. Nu, no, nu, te duci acolo, în loc să o ducă unde îți punea în ținta. Are NG-ul de bot, cam așa el. Idioților, voi, nu faceți nimic, nu, nu, șomați, nu, imbecili. Și da, stați liniștit, ce am zis mai devreme, nu e păcăleală de 1 aprilie. Și când veni vorba de păcăleală de 1 aprilie, să nu trimiteți tot felul de porcării pe mail. O să vă ignor permanent după aia, da? Nu sunt genul de om care suportă idioții la vârsta mea. Nu mai am răbdare pentru idioți decât în World of Tanks. Nici aici n-am răbdare pentru ei, dar n-am de ales. Deci, dacă îmi trimiteți tot felul de porcării pe mail, ignor permanent, forever and ever, da? Bun. Continuăm. Necurul meu. Încar noi n-avem idioți la tier 10. Da, avem un leotard, doar. Hai să zicem că o face ceva. Au artilerie, bineînțeles că poate fi. Ok. Mergem pe aici, mai 100, Waff întregului acolo, T110 ne venea încoace. Foșul, obiectul. Nea, poate să mă penetreze dacă nu sunt atent. Nu putem să facem nimic la asta. Și n-am răbdare să stau iar în spate, că dacă stau în spate, idioții noștri fracamenta, după cum s-a observat clar la data trecută, nu? Ce damage am făcut și de ce? Trebuie tot să avem grijă să nu fim flancați. Ar fi bine dacă n-am fi flancați, da? Dăm una speculativă acolo. Sau nu? Poate, nu știu. Cred că dăm una speculativă acolo. Speculativ, cum ziceam. Mouse contra 13.90, IS-4. Mouse-ul fracamenta. Că e un bow care nu știe cum să tragă. Te-am făcut să ieși după mine, te-am făcut să ieși după mine. Hai mouse-ul. Așa, bun. Știam că nu pot să mă penetrez. Și acum ne mișcăm ca artilerii. Trebuia să vă mișc înainte să nu... să râd de el, nu? 10-4. Obiectul e acolo, Gavu Tiger-ul e acolo. Ce-a rămas aici? Foșul? Ah, și un borș, probabil. Aș urca sus, dar mie groază de ce e acolo. N-aș vrea să mă iau în gură cu ce acolo. Iar butonul greșit. Shift, așa, shift. Am nevoie de cineva să facă spot acolo, nu? Nimeni nu se oferă voluntar. Eu să mă duc în față. Tot eu. Imbecili. De fapt, ok, stăm defensiv.
Să vine la noi. Borșul e acolo sus. Că vătăm eu doar întregul piet. Foșul a rămas acolo. Mă, foșul poate să fie acolo. Ceea ce e o problemă, că foșul e greu de penetrat. N-ai de tir? Nu, totuși foșul lor. Ei, putem să facem ceva. Ce? Am confundat obiectele. A, nu, e mediu acolo. Ok, obiectul 416. Invizibil într-o fiș și mă vede pe mine. De ceva motiv, nu? Da, ok, ok. Da, îmi place că mediu are camuflaj mai bun decât TD-ul meu. T-54 este un imbecil. No, un T-28 sigur n-are nimic în stânga lui. Na, mai dă-i una. Na, pusi. Eu trebuie să fac de treaj. Bineînțeles că știi bătălia în care nu o să faci mare lucru. Băi, vii sau vin după tine, te fac. Show me some balls. Trebuie să mă dau mai în stânga. Că altfel să-mi iau un cur. Și ca de obicei, eu fac toată treaba, agonesc, n-am nici în linia de foc și alții via kill-urile. Imbecilii naiba. Dacă îmi duceam în partea la altă, mi l-am garantat în... cum ziceam. Ho, 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 bă, ho! Mai tango, că ies acum să dau peste voi, stați calm. Chillax, da? Uite, unde pula mea m-a oprit, frate? Îmi place că mă vede eu străd acolo, da? Te măta. Eu mi-au tot damage-ul, idiot, să stă și fragmenta, ca de obicei. Și ăla încă nu-i mort. Și bineînțeles că Waff întregăr bullshit-ul e invizibil! Adică am binoclu, da? Da. Nici să nu fie bullshit-ul invizibil. Asta e, așteptăm să mai ducă și altă să mor. Nu au prea mult damage pe chestia. Hai mă, find your balls, Jesus Christ, bă, leneșilor, incompetenților. Trei acolo, nu văd. Se vede, se vede. Te zgura, mătii. Știu de bă în spate că poate n-a văzut. Pula mea de imbecil. Să știe că e noob, da? Ton de imbecil, el cu leotardul. Ăla nu se vede totuși și nu pot să ieschi. Waffe întregăriu și artilerie. Tonul văd, Jesus Christ. Uite el. Nu, tu zgura mătii s-a mișcat atunci. Atunci s-o găsi să miște. Șans. Nu mai după.
Acum, după ce e mor, se duce el în regimentul. Și ăla-i după fiera vosfii. Nea, le-au tată să-l să-și ia boxul. Da, fucking bolovanii lui măsă. Tiri ti tiri ti ti. Ce ziceați, imbecililor? Hai să vă aud! Hai, imbecililor, zi ceva, ai făcut ceva, ai frecat menta, bă! Na, ce ziceai? A, comentai? Vinai tu să fii de retard! A, nu rog, n-am timp să-mi bat capul cu voi, imbecilii n-ai, bă! Au, mă, vorbește idiotul de 48% care-i în pliton cu idiotul de 46%. Că ei, mă, ei știu, după ce o campat în spate la Waff întregă, care are mai puțin armură decât el, da, are gura mare, mă, imbecil. Și ultima tură, că am prea multe chestii pe calculator și nu mai am loc. Ok, 47%. N-am artilerie și tier 9. Dar e encounter. Mă duc sus, de ce să mă duc sus în centurion? De ce nu m-aș duce sus într-un... N-am niște deuri. Ok, hai că poate de asta nu m-aș duce sus. Pentru că sunt centurion, pot să mă bag acolo pe mijloc să fac hold down. Cum am văzut în... cum am făcut cu T-44, dar mult mai bine de data asta. Deși de data asta nu mai am pluton de oameni care știu ce fac cu mine. Și un... da, bun. Ne, în mare ăștia nu-s de încredere. You are not trustworthy. Ne, n-am încredere în voi. Am X12T. L-ai ratat, bă. Nu-i nimic, numeresc eu. Centurionul e bun la așa ceva. La snapshot-uri. Aiming times tear, precizie. Rapiditate de proiectile. Fă cum e, bă! 50 de tone. Nici mai așa, fără artilerie, mijlocul e al nostru. Da, mijlocul e al meu. Au ei ceva care poate să vină peste mine, mijloc, T-34, dar le dau un cupolo de resar capacele până să... Nu te-ai învățat minte, nu? 46% cred și eu că nu te-ai învățat minte. Leotard! Da, tras prost. Dă-i! Firați voi să fiți! De ce vă ascundeți acolo, retarzilor? Nu este deja la mijloc, voi frecați mâncat acolo. Fiu atent, nu trebuie să mă grăbesc. Știu că au fecin meu acolo, știu că au leopard în stânga și poate mai au invizibil câțiva, o tonă. Nu, văd că majoritatea lor s-a concentrat pe steag. Okay. Să moară pe steag. Da, trebuie să trimiți oameni pe steag. Nu trebuie să trimiți oameni să moară pe steag. The fuck? Nu-mi dau seama. Serios? Mergeți, bă, pe steag. Ce, Tiger-ul? T29, nu cred că e. Ce damage-ul mi-au acum? Oh, nu-i Tiger-ul. E ceva, un E1S. Nu mai face spawn, pam, în pizda mătii de imbecil. Nu trebuie jumătate de ecran, da? Da, și acum mai blocăm și murim. Și nu știu, deci n-are rost să faci flash, da? T-54 acolo. T-29, e KV3, da? Unde e KV? Jesus Christ!
casa aia era, nu? A, ce trei KPC-urile până casa aia deloc. Okay. Au ceva în spate, au T-54-le, nu o să fie o problemă dacă nu sunt atent. Și KV-3-ul, bineînțeles, fie o problemă dacă nu sunt atent. N-am avut timp să stau, să dau un el, să uită la mine. Și e un E75 acolo, cam așa măs. Și un carnivor în partea asta, nu trebuie să mă ascund, că eu singur care blochează steagă. Bă, nu, e și obiectul aici. Da. Dar cum putem să... Cum putem să tragem prin obiecte? Da, putem, putem, până unele. Cereul trece prin casa aia fără probleme. Dar ar trebui, da, da. Ce știe, ce știu ăștia de la Wargaming, mă, ce e? Se vede curu, amicu. Oh. Oh, ai dat în casă, ce greșeală. Și iau E75 în spate. De pizda, mă, te-ai rămas tu invizibil, mă. Și mi-ai dat cu APGR. Bun, T-34. Nu, ăla-i jos. Acolo? Nu e acolo. E-75, se vede, se vede, se vede. Mai ții minte când ai tras în mine? Eu mai țin minte când ai tras în mine. Dă-i bă pe ăla. Uite-l, uite-l. KV-3-ul, tată. Ce faci, tată? Oh, am pierdut toate punctele. Vai. Vai! Vai, ce oroare! Vai! Vezi, grea, măti! Auto damage-ul ăsta, că trebuie să vii tu pe steag, nu? N-ai avut ce face. Nu vreau să mă risc, că poate să mă omor la cum sunt. O, e mort. Și am cruzat steagul! Acum pot să ies după steag. Să dau și eu după ceva mai valoros. E-75. Ho, ho, ho. Ai pus-o, fraiere. Acolo să mori, nu mai scap. Da, prost n-am tras, prost. Ok, T-34. Lag de idiot. Da, încă e carnivorul acolo. Uite-o! Uite-o! Carnivorul, tată! Mă vede? Mă vede. Acum se uita la mine, mă vede. Eu! Eu trebuie să ies din cap. Trebuie să ies din cap. Adică mai avem timp, dar trebuie să ies din cap. Să nu dau nasul nas cu T-54-le. Uite-l! Retardă care nu a făcut nimic tot match-ul, nici măcar nu a reușit să tragă în mine. Aaaa, cum dacă am făcut bounce? Cum? Vino, este găuresc, firea, tu să fii de imbecil. Ok, cubrăm pe aici și pe acolo, în spatele lor.
Ok. 3. Asta trage? Mai are muniție? Nu mai are muniție. Op, cam prost m-am pus. Shit. Prost am tras. Am tras prost. Avem victorie. Centurionul rufe tot. $5,000 damage. Idiotule, am zis nu cap. Puteți să faci mai mult XP, dar nu, o să dau pe cap. Mi-am tras 11 shot-uri și am nimerit 3. Bravo, ești un geniu. Te ești, bă, 25 de shot-uri, 16 penetrări, da? Bine, centurion. Totuși, da? Și mi-am luat, uite damage acolo. Potential 2000, da? Tu ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Bine, are mai mult, dar nu, e pancake-ul, ce vrem. Mergeți de vizionare, nu uitați replay-urile, ne vedem data viitoare. Ce bun.